primar al Kangaroo Point am onoarea să declar oficial deschis minunatul hotel Sandala. Eu, Dude. Așteptați să vedeți! Este super! Sună destul de ciudat pentru mine. Nu, nu e ciudat, Sammy. Este ceva foarte nou, modernist. Ouă cu șuncă sau clătite cu cârnați? Clătite! Asta a fost super! Nu toată lumea crede că e bun. Se pare că doamna Muckle nu mai are de lucru. Nu mi se pare corect. Nimeni nu trebuie înlocuit cu o mașină. Așa e. Nu e corect ca oamenii să fie automat făcuți șomeri. David, trebuie să facem ceva. Tu și cu mine, împreună. De exemplu? Ceva... O să organizăm o campanie de scrisori. Plictisitor! Ce ziceți? Să facem o petiție? Slăbuți! Am găsit! Facem greva foamei! E o idee genială! Pe bune? Da! O mișcare îndrăzneață ca asta o să demonstreze tuturor cât de devotați suntem cauzei. Mă duc să împrăștii vorba. David are un simț civic foarte dezvoltat. Nu știu, Sammy. O greva foame nu e o idee prea sănătoasă. Da! Înfometarea aparține anilor 90! Cred că David nu o să aprecieze lipsa voastră de entuziasm. Pe bune! Bună ziua, doamnelor! Jerry, sper să nu ne fi chemat de pomană. Trebuie să pornesc o revoluție. Doamnelor, știți ce înseamnă tsunami? Logic! Excelent! Ei bine, în ultima săptămână, trei dintre aceste valuri gigant... Valuri gigant? Oh, credeam că tsunami înseamnă preparată la japonez cu pește și sos roșu. Nu contează. De fiecare dată, aceste trei valuri gigant au lăsat pustii stațiuni din Fiji, Indonezia și Australia. Aceste tsunami nu sunt naturale. Și tu vrei ca noi să aflăm ce anume le produce? Exact. O să mergeți în locul unde a avut parte ultimul tsunami, Kangaroo Point, Australia. Iar acum echipamentele. Astăzi veți primi skateboard-uri, ochelari de soare cu detector de mișcare în infraroșu, unghii explosibile de tip ninja de culoare roz, uscătorul de păr cu efect de tunet și ultima, dar nu cea din urmă, o pudră adezivă pentru păr care durează 24 de ore. Super! Upsii! Asta numesc eu o strângere fermă. Păi, cred că ar trebui să plecăm. Pentru că tot ai mâinile ocupate, o să iau eu asta. Ce zici? Plaja asta este mai distrusă decât hainele lui Jerry. Iuhu! Super! Se pare că cineva se simte bine. Wow! Ia uitați-vă la tipul ăla. Este Rock! Părul îmi stă bine? Am ceva între dinți? Cine e Rock? Unul dintre cei mai minunați surferi profesioniști din zonă. E absolut uimitor. Nimeni nu pune El Rolo în combinație cu un triplu Prigmore Flipperoni. Uite-te aici! Vezi? Hei, păsărele noi, sunteți aici la Bairam? Puneți mâna pe ce se poate până nu dispare. Ce? O, înseamnă bun venit, fetelor, sunteți în vacanță? Vă rog să vă serviți până nu dispare tot. Recunoașteți că arată bine. Tocmai vorbeam cum se văd mișcările tale în cameră, beton. Wow, nectar! Cred că glumești, nu-i așa? Mă numesc Clover, ducile sunt Alex și Sammy. Ce înseamnă duduci? Eu sunt Rock. Aha. Oricum, ciripim, popoasă, verificăm mai târziu. Ați auzit? Mi-a spus că sunt frumoasă și că speră să ne mai vedem. Alo,
Trezește-te, Dăduca! Se zice Duduca! Nu contează! Noi n-am venit aici ca să cunoaștem băieți de ăștia. Am venit să găsim ce provoacă tsunami. Da, total nectar! Haideți să verificăm anormalitățile. Ce ciudat! Hotelul ăla înregistrează un gol neobișnuit de aer rece. Să verificăm! Am înghețat aici! Mă transform într-o răcitură! A? Ce-a fost asta? N-am auzit nimic! Scârbos! E stomacul tău! Ba nu e scârbos, Alex! Este muzica protestului! Coloana sonoră a minunatei mele greve a foamei cu David! Este blocată! Mă ajutați puțin, vă rog! Cineva trebuie să fi lăsat aerul condiționat pornit! Alex, sunt convinsă că e rece pentru că noi stăm lângă un iceberg! Tsunamiul trebuie să-l fi adus până în fața hotelului! De unde să-l aducă? Bună întrebare! O să iau o probă! Iar stomacul tău! Nu, nu și de data asta! Asta nu este bine! Avalanșa! Ușa este blocată! Era prea frică să fie confortabil. Mai bine îl sunăm pe Jerry. Bună ziua, doamnelor. Vă place Australia? Cred că puteai să ne spui că o să înghețăm de frig. Jerry, avem o probă care trebuie analizată la laboratorul UP. Poate gheața asta ne ajută să aflăm ce provoacă tsunami. Excelent. O să vă contactez când o să am rezultatele. Între timp, ce ar fi să vă duceți voi la școală? Trebuie să ajungeți la timp pentru... Perfect! Sunt lihnită. Vreau să spun, cine se gândește la mâncare când e atâta neîntreptate în lume? Locul ăsta este un oraș al fantomelor. Unde este toată lumea? Hei, uite aici! Dragi studenți, permiteți-mi să vă prezint pe femeia care-i dedicație și grijă a făcut posibil această grevă a foamei. Sammy! Yeah! Când am împrăștiat vorba, toată lumea a început să se alăture cauzei. Iar acum ești un erou. David, nu știu ce să spun. Nu trebuie să spui ceva. Cauza vorbește de la sine. Dacă Macă ajunge în stradă, noi nu mai mâncăm! Greva foamei! Greva foamei! Asta e, o să mâncăm mâncare chinezească! Îmi este dor de roc! Nu arată așa de bine în poză! Ăsta nu e roc, este Frankie Dude, un fost mare surfer profesionist în trecut. Hei! Ia fiți atente la povestea asta. Este despre topul celor mai bune puncte despre surfing. Și? Deci, numărul 5 e în Fiji, numărul 4 în Indonezia, iar numărul 3 în Kangaroo Point, Australia. Alex, tsunamiurile țintesc plajele de surf. Următoarea plajă este tocmai în Africa de Sud. Trebuie să o luăm pe Sammy și să plecăm. Ca o plajă nemaipomenită pentru surfing. Nu a mai rămas nicio plajă, numai magazine și mall-uri. Ce ne facem? Cel puțin au rămas toate în picioare. Nu pentru mult timp. Mai repede, rimelul meu nu rezistă la apă. Asta vrei să spună că înseamnă hot dog surfing?
Am ajuns prea târziu. Wow, ce tare e valul ăsta! Cel puțin băieții sunt fericiți. Plaja asta este perfectă pentru surfing. Asta se întâmplă. Ce se întâmplă? Tsunamiurile nu distrug plajele. Le readuc la forma inițială foarte bună pentru practica surfing. Doamnelor, am analizat bucata aceea de gheață pe care ați găsit-o. Studiul concentrației de dioxid de carbon evidențiază faptul că gheața nu putea veni decât din golful Leuba, Antarctica. Asta trebuie să fie sursa tsunamiurilor. Golful Leuba, absolut nepopulat. Am ajuns! Bun, nu mai rezistam mult să ascult cum îi chioră stomacul lui Sammy. De câte ori trebuie să-ți mai spun? David și cu mine suntem în greva foamei. Cum spui tu? Și unde sunt bebelușii tsunami? Hai să verificăm crestele. Ha? Haide, Sammy! Ia mai lasă-mă! Lucrez fără niciun pic de combustibil. Și a cui o fi vina? Lăsați-mă să mă odihnesc un pic. Am fost izolată de gheață. La temperaturile astea, gheața este la fel de puternică ca și oțelul. Trebuia să-mi fi spus înainte să mă apuc să dau în ea. Fete în costum de baie tocmai aici? Despre cele 5 plaje. Newt vă urează bun venit pe The Mondo. Tu ești cel care a creat tsunamiurile. Exactamente. Asta înseamnă da. Da. Creezi tsunami doar ca să ai plaje mai bune pentru surfing? Percepta Mundo. Față de pește. Odată Newt stăpânea întinderile astea de nisip, Chiquitas. A fost Alba As Montadoghi al întregii scene. Apoi s-a mutat rechinii de uscat. Au început să facă hoteluri și magazine peste plajele virgine. Au construit dicuri ca să oprească valurile să nu se înfurie. Valuri mari cu multă spumă. Și atunci a avut Dude accidentul. Te-ai răzbunat împotriva unui debarcader nou construit. Da. Dude a rămas fără degetul mic, așa că lumea poate să se scufunde și să se bage în mașina de spălat a naturii. Din cauza corporațiilor lacome, Dude e condamnat pentru totdeauna să aibă 9 în loc de 10. E clar? Aoleu! Și cum reușești, Dude, să creezi aceste tsunami? Folosind unul de la Sermondo, Dude sapă acești mombosoloizi afară din stratul de gheață antarctic. După aceea se sparg în ocean, realizând un efect accelerat din care se creează tsunami. Lui Dude îi pare rău că o să pierdeți cea mai extraordinară victoria lui. Un tsunami suficient de mare care să șteargă tot Los Angeles-ul. Los Angeles? Dracule, Beverly Hills! Iar de data asta, Dude o să facă surfing într-adevăr. Iepurașii plăjii, puneți-le pe cele 3 mimoze în solarul apocalipsei. Dați-ne drumul, iepurii amărâți de nisip ce sunteți! Trebuie să scăpăm de aici! Au! Așa nu o să meargă. Hai să spargem luminile. S-a zis cu pedicura mea. Ce e asta? Cred că ne mișcăm. Începe procesul de creație. Alex, ești în părul meu. Nu e vina mea, unghiile lui Clover mă înghiontesc. Unghiile ninja! Clover, folosește unghiile ninja. Bine,
dar o să-mi faceți o nouă manicură. Spioni, închideți ochii. Prea târziu, puștoaicelor. Este laserul! E timpul să-l terminăm pe domnul Dude! Dați-mi drumul, prostute siliconate! E timpul să folosim echipamentul! Cu puțină cremă v-am rezolvat. Dude, până aici ți-a fost. Ești terminat. Voi, spioncelor, sunteți distruse. Dude o să vă facă praf, praf. Ceau, ceau, albiturilor. Albitură? Albitură? Eu nu sunt un turist nebronzat. Pregătiți surfa! Trebuie să învingem tsunamiul până să ajungă în Los Angeles. Pregătiți-vă! Să tăiem zona! Fetelor, singura noastră speranță pentru a contraataca tsunami este să creăm o explozie de energie uriașă în fața valului. Nu putem! Dude a golit de energie tunul cu laser. Acum e la fel de gol cum este stomacul tău, Sammy! Ne apropiem de tsunami! Ceea ce nu înseamnă nimic dacă nu-l putem opri. Dar ce ziceți de uscătorul de păr cu putere de tunet? E destul de puternic? S-ar putea să fie dacă îl legăm de motorul lui Mondo. E singura șansă să salvăm Los Angeles. Dude este atât de tare! Haide! Dacă nu o să meargă, să te varză! Nu mi-aduce aminte de mâncare! Drăguțe pentru munca asta. Aș fi fericită să nu mai văd vreun surfer cât voi mai avea de trăit. Focoasa, păsărelele. Rock! Am venit să văd acțiune și să sar peste giganți. Bestializare totală. Este adevărat ce se spune despre Frankie Dude? Da, așa e. Dude provoca tsunamiurile alea. Ce nebuneală. Haleală la discreție. Să scormonim și noi niște fripturi. Rock, ne face o invitație la... Ha? La un burger? Am înțeles. Să mergem. Și cu greva foamei cum rămâne? Încercai să salvezi postul doamnei Muffle. Dacă mă înfometam, asta nu însemna că salvez pe cineva. Am o idee mult mai bună. Și? Îți lipsește Rock? Da, dar destinul nostru nu era comun. Eu sunt elevă și spioană. Viața lui, iubirea lui, femeia lui este marea. Total nectar. Hei, duducelor! Bună, gașcă, cum au mers negocierile?
Da, se pare că totul a revenit la normal. Cum ați reușit? Păi, hai să spunem că Semi m-a convins pe mine și pe ceilalți elevi că diplomația este mult mai bună decât înfometarea. Și atunci ce s-a întâmplat cu postul doamnei Macol? Am sugerat un compromis pentru administrarea cantinei. Prea mult colesterol. Condiții pentru apariția ulcerului. Tu o să iei un sandwich cu brânză de soia. Tehnologie cu chip uman. Asta îmi place. David, am lucrat bine împreună. Suntem perfecți unul pentru altul. Ca fratele și sora. Frate și soră? Oh, da. Yeah.